m-a dat afară. Atât. A, ba nu. În anticamera comisarului mai era un informator. Spunea că știe că joi, în fața depoului 2, se va aduce un vagon cu arme. Și cum arăta omul acela? Slab ca un țâr și cu pomiții ieșiți în afară. Stai, comisarul i-a spus pe nume. Cum i-a spus... Caută să-ți amintești, pistuiatule. În acțiunea asta au fost incluși numai oameni de încredere. Dacă și la noi sunt oameni din ăștia... Amintește-ți, hai încearcă. Încerc, dar nu vine. Să-ți spun eu câteva nume. Coman. Nu. Tănase. Nu. Suciu. Așa i-a spus, precis Suciu. Gândește bine, pistuiatule, e vorba de un om cinstit. Unul slab cu un început de chelie? Asta e, își trage mereu umerii. Ăsta a fost și aici, s-a interesat de tine. Dar nu mi-ai spus nimic. Nu mi s-a părut important. Să știi, pistuiatule, că după eliberare îți vom fi recunoscători. Deocamdată trebuie să luăm niște măsuri urgente. Vin vagoanele, domnule comisar Egal. Ai noroc, Suciule. Credeam că ne tragi pe sfoară. Vai de mine, domnule comisar. Numai să nu mi se întâmple ceva. Dacă se va afla că eu v-am informat, atunci... Atunci? Atunci sunt ca și mort. Mamă! Nu mai tremura, Suciule. Bănuiesc că nu ne-ai informat dintr-un sentiment patriotic. Arginții! Dar oricum, banii n-au miros, așa că poți fi liniștit. Patria să fie recunoscătoare. Bibi. Haideți, mai repede, mai repede, mișcă, mișcă, mișcă! Să doriți, domnule comisar. Hai, dați lăzile jos. Că sunt atât de grele, e clar. Dar de unde aș fi făcut rost de arme? Hei. Băgați-l pe Suciu la zdup. Treceți, treceți. Ia-l pe ăsta. Poftim, hai, hai. Și pe ăsta. Por der galeme, por o santor, scandale la terne, un stez nou befur. Ale roite, bai ne ho herzen, bai di la terne, vo zisten, di hai.
Vreau un bilet spre București. Acceleratul de ora 11 a fost scos din circulație. Aveți, în schimb, un personal la 01. Fix la 01. Vă mulțumesc. Dați-mi un bilet pentru personalul de 01. Nu este niciun personal, domnule. Alo? Andrei? Acceleratul de 11 contramandat. Plec cu personalul de 01. Da, 40 de oameni. Pleșa. Sunt de serviciu și sunt cam obosit. Cum adică ești de serviciu? Mi-a spus Andrei să am grijă de dumneavoastră. V-am însoțit la fabrica de uleiuri, la uzina electrică și apoi la gară. Acolo s-a luat unul după dumneavoastră și mi-au trebuit 10 minute până l-am încurcat. L-am întrebat când sosește acceleratul, câte minute întârzi rapidul și până la urmă era să vă pierd și eu. Dar de ce nu vă duceți acasă? Am treabă. Aici pe bancă? Aici. La unul trebuie să fim la dolmă. Și tu vii? Te-a chemat Andrei? Nu, dar nu mi-a spus să nu vin. Să nu cumva să vă opuneți dumneavoastră. Nu. Și ce treabă aveți? Pot să vă ajut și eu? Nu. Trebuie să organizăm o diversiune. Ce e aia diversiune? Păi, cum să-ți explic? Ca să putem lucra liniștit la dolmă, aici, în oraș, trebuie să se întâmple ceva. Murdară mașina. Este. Îmi dați voie să o șterg? Șterge, băiete, șterge. Thank you.
Hai, băieți, hai! Mai repede! Atenție la sârmă! Mai repede! Atenție la lăză! Spui că ai lucrat toată noaptea? Atunci de ce ai venit murdar de noroi? Sau plouă în fabrică? Ei, de plouat nu plouă, dar e foarte mult noroi pe acolo. Azi noapte însă am lucrat în altă parte, lângă linia ferată. Am descărcat jucării. Ce mă, ți-a căzut ceva în ochi? Și tu nu poți să fii serios niciodată? Niciodată n-am fost mai serios ca acum. Și ce fel de jucării a descărcat? Pentru copii sau pentru oameni mari? Pentru toată lumea. Atențiune! Transmitem declarația Comitetului Central al Partidului Comunist din România. Consecvent cu punctul său de vedere că aruncarea României în războiul antisovietic a însemnat o adevărată catastrofă națională și primejduiește grav interesele vitale ale poporului român, Partidul Comunist din România a participat activ din prima zi la pregătirea și răsturnarea dictaturii anarhiste. Instrumentul sălbatic al hitlerismului. Încheierea... Tată, tată! Ce e foarte neagră? Mihai. Vreau să văd pe Andrei. Acum e liber, nu mai trebuie să se ascundă. Nici nu se ascunde. Mă lăsa să intru? Da, dar Andrei nu e acasă. Nu știți unde s-a dus? Nu știu, nu ne-a spus nimic. S-a dus la primărie. Tu de unde știi? Am ascultat la ușă când a vorbit cu omul acela. A spus că pleacă la primărie. De câte ori ți-am spus că nu-i frumos să tragi cu urechea la ușă? Și ce-a mai spus? Nu-ți spun. Ne-a auzit că nu-i frumos să tragi cu urechea la ușă? Nu vrei să intri? Nu, doamnă, trebuie să mă duc la primărie. Așteaptă-mă. Mergem împreună. Ești foarte antipatic. Eu? De ce? Ești urât și ai pistrui. Da, dar eu am pistrui frumoși. Și câți ai? 17. Numai pe o parte ai 17. Dacă n-ai fi fata doamnei profesoare... Și dacă n-aș fi... Ți-aș transforma nasul într-un șurub. Și atâta l-aș învârti până n-ar mai rămâne nimic din el. Să nu mai vii niciodată la noi. La tine nici n-aș veni. Dar ce ai tu cu mine? Ai șurubul prea mic. Hai, tu rămâi acasă și nu deschizi nimănui. Dar să știi că eu nu pot călători pe tampon. Știu, n-ar fi trebuit să mă dau pe balustradă. Vă rog să mă scuzați. Hai să mergem. Vă rog, nu vă supărați, pot să iau înainte? Du-te, hai. În acest moment, alături de comuniști, trebuie să adune toate forțele democratice, toți cetățenii cinstiți ai orașului nostru. Numai printr-o forță unită vom putea rezista trupelor fasciste cotopitoare. Numai printr-o forță unită vom putea să rezistăm până la venirea trupelor române care au eliberat Bucureștiul și cea mai mare parte a pământului nostru străbun. Yeah!
Cetățeni ai orașului, tovarăși muncitori, comuniști, trăim un moment istoric. România, prin forțele sale patriotice, conduse de Partidul Comunist Român, și-a recăpătat independența. Stați, tovarăși, nu vă împingeți. Fiți de înțeles, nu puteți intra cu toții. Poftim. Intră dumneata. Stați, tovarăși, stați pe loc, nu mai împingeți. Mai cum? Bulățeanu Petre, de la depoul de locomotive. Nu știți cumva cum ajung spre Sala Mare? Ia-o sus pe scări și la dreapta. Mulțumesc. Ai venit să vezi porumbei, a? Nu! Mișcă-te, mă! Așa vezi! Ce-i? Îl caut pe Andrei! Pe ce, mă, la bucătărie? Du-te și tu în Sala Mare, uite acolo! Mulțumesc! Băi, Ciușcă! Hai, nu te foame! Nu, să rămână! Hai, șterge-o! Următorul! Ce-i cu tine aici, mățăcă? Am treabă! Ce treabă ai? Îl caut pe Andrei! Care Andrei? Ăla care vorbește! Păi de unde-l cunoști tu? E cel mai bun prieten al meu. E cel mai bun prieten? Păi nu încolo, mă. Prima ușă la dreapta. Vă mulțumesc, domnule. Nu știți unde e Sala Mare? Aici, la stânga. Mulțumesc. La înfrângerea totală a fascismului! Să rămână și venit? Bineînțeles, da. Bună ziua! Bună ziua! Nu mă mai cunoașteți, domnule comisar? Nu. Nu mă cunoașteți sau nu sunteți comisar? Am impresia că mă confunzi, băiețaș. Nu vă confund, domnule comisar. Casa Roseanu, porumbei, depou, nu vă spun nimic. Aceste lucruri? Pleacă de aici. Dumneata să pleci! N-ai ce căuta aici! Pleznesc. Atunci, probabil că v-am confundat. Vă rog să mă scuzați. Bună ziua. Nene! Nene! Ce vrei, mă, pistruiatule? Mă cunoașteți? Nu, dar tu nu te-ai uitat în oglindă? Ce vrei? E acolo un om de la poliție. Unde? Uite, după el! Stai, mă!
Vă salut! Să trăiți! Trupe mecanizate germane au trecut frontiera și se apropie de oraș. Grosul trupelor germane sunt localizate în partea de nord a orașului. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Am vorbit cu tovarășii de la Comitetul Central. Trupele românești nu vor putea fi aici înainte de două zile. Deci trebuie să organizăm rezistența. Știți ce aveți de făcut? Știm. Ce-i cu tine aici? Ha? Mă, urâtule, mă, ce cauți aici? Cu mine vorbiți? Păi da, cu cine? Mai e vreun urât pe aici? Nu vezi câți pistrui ai pe față? Ia uite. Andrei mi-a spus că ea sunt urâți care au pistrui în suflet. Ce vorbiște, am glumit, mă, băiat. Mă, ia spune, nu ne porți cumva ghinion? Eu? Niciodată. Ia uitați-vă aici. Ce părere aveți de ăștia? Voi de la fabrica de vagoane. Apărați partea de nord a orașului, acolo unde sunt depozitele de muniții, clar, Nea Vasile. Și aici cine rămâne? Numai femei. Și eu ce fac? Vei cu mine. Fabrica de cărămidă. Și ce apărăm acolo? Șoseaua. Și în afară de asta,
cât vom reuși să fărâm să mai mult pe nemți, cu atât vom rezista mai mult. De rută, înțelegi? Bănuiesc că știți ce aveți de făcut. Știm. Atunci e bine. Să fie arestați toți comuniștii. Toți. Toți care s-au opus intrării armatelor germane, toți cei ce posedă arme. Am înțeles. Cam asta e rugămintea comandamentului german. Ordinul comandamentului german. Exact. E bine că înțelegeți asta. Aveți la dispoziție 48 de ore. Am înțeles. 48 de ore. Atât. Doamna profesoară! Doamna profesoară! Ce-i cu tine, Mihai? Ce s-a întâmplat? Doamna profesoară, a dispărut Andrei. Cum adică a dispărut? Nu știu. Am căscat gura la sediu și când am vrut să vorbesc cu el, nu mai era. Oh, vai ce mi-ai speriat. N-a dispărut. A plecat. Unde a plecat? Nu știu. Ba da, știți, dar nu vreți să-mi spuneți. Doar ați fost în aceeași cameră cu el. N-am voie să-ți spun. Mie? Nimănui. Credeți că nu pot să-mi țin gura? N-am spus asta, Mihai. Atunci? Nu se poate. Vreau neapărat să-l văd. Vă rog frumos. Și o să vedeți, anul viitor am să învăț la istorie numai de nota 10 și chiar mai mult de 10. Vă rog. E la fabrica de cărămidă. Ce-i pistuiatule cu tine aici? Am auzit că veni și voi aici. Cunosc bine fabrica, doar știți, e a mea. Ascultă, pistuiatule. Acum nu mai joacă. Tu n-ai ce căuta aici. Îmi făgăduiești ceva? Da. Te duci și te ascunzi. Până vin armatele noastre, aș vrea să te știu în siguranță. Înțelegi? Eu aș vrea să vă fiu de folos. Nu. Acum mai mult vei încurca. Tu știi că eu am mare încredere în tine. Și te rog să fii ascultător. Îmi promiți? Da, dar mi-e teamă că ai să pleci și nu o să mai reconstituim niciodată actul de proprietate. După ce orașul va fi liber, acesta va fi primul lucru de care mă voi ocupa. Mă crezi? Da. Atunci e bine. Acasă. E poliția acolo. Te caută. Și unde să mă duc? Nu știu. Vino la noi. Nu vreau să vă creez neplăceri. Știu eu unde să mă duc.